Faptele Apostolilor, capitolul 16, și la versetul 5. Păsurile lucitoare pentru celor lucrurile. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înaintea o roată, care avea un duc de ghicire. Prin ghicire aducea mult câștig stăpânilor lui. Toapa aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus în deja câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au târât în piața înaintea fruntașilor. I-a dat pe mâna de dătărilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște idei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i dată cu ele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță, temnița de dăuntru, și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cu încări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut o mare cutremur de pământ, așa că s-a plecat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină. A sărit în lungul și tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a ridicat Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, căci în ceasul acela, chiar în ceasul acela din noapte, i-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Și mai departe, când s-a făcut ziua, pregătorii au trimis pe cei ce purtau mânielele să spună temnicerului: dă drumul oamenilor celorlalți. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: pregătorii au trimis să mi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel le-a zis: după ce ne-au bătut cu ele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi, care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Cei ce purtau mâinile au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potulească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Mulțumim fraților care au citit textul care ne va sta în seara aceasta în față. Și data trecută s-a vorbit despre cercetarea Duhului Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt, felul în care
Duhul Sfânt îi călăuzește pe apostol. Anumite porți se deschid. Acolo unde omenește, nu se credea că se va ajunge. Evanghelia ajunge pe tărâmurile Europei. Alte porți se închid, se pun piedici ca apostolii să nu ajungă în anumite cetăți. Pentru că Dumnezeu este suveran și pentru că El avea un plan. Și Evanghelia ajunge acolo unde trebuie. Spunea fratele Teodor Popescu despre călăuzirea aceasta a Duhului Sfânt. Că pentru o persoană, ca să fie călăuzită de Duhul Sfânt, are nevoie de trei lucruri. Spunea dânsul că trebuie să stăm liniștiți, să așteptăm cu răbdare și să fim gata să ascultăm cu totul. Să fim gata să ascultăm cu totul. Într-o lume care e gata să asculte cu jumătăți de măsură, să ascultăm cu totul de glasul lui Dumnezeu. Chiar dacă aceasta ne poate costa, să ascultăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Pavel în Romani 2, 12, de la primul verset, spune: Vândem, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ca să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm întâi de voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să ascultăm în toate, cum spunea fratele Teodor Popescu. Însă, citeam un articol al fratelui Dumitru Cornilescu și spunea că venim cu atâta entuziasm înaintea lui Dumnezeu când ne predăm înaintea Lui. Doamne, îți dau mâinile mele, îți dau picioarele mele, îți dau totul. Iar apoi, pentru unii, trece un timp și încep să își retragă cuvintele acestea și încep să fure din ceea ce ar trebui să fie al lui Dumnezeu. Să ne predăm cu totul în mâna Lui. Cântam cântarea aceasta în care spuneam că ne predăm în slujba lui Dumnezeu. Că ne lăsăm să fim robei Lui, însă ne predăm cu adevărat în brațul Lui. Suntem gata să fim călăuziți cu adevărat de El. Știu că am mai povestit la un moment dat despre viața lui John Payton. S-a născut în Scoția și avea un tată foarte credincios. Se rugau împreună de cel puțin două ori pe zi și la un moment dat ajunge pe la vârsta de 20 de ani. Se mergea pe străzi și predica cuvântul lui Dumnezeu unor oameni care nu erau băgați în seamă de alte persoane și acele persoane ascultau cuvântul, se predau în mâna lui Dumnezeu și intrau în biserică și era o lucrare așa de frumoasă și la un moment dat Dumnezeu îi vorbește prin John Payton și îi spune să meargă pe niște insule din Pacific, unde erau foarte mulți canibali. Cu 40 de ani în urmă, înainte să primească chemarea aceasta John Payton, acolo fuseseră doi misionari de la o societate misionară din Londra și fuseseră la câteva minute după ce au pășit pe insulele acelea, au fost omorâți. Și Dumnezeu îl călăuzește să meargă în direcția aceea și sigur în biserică oamenii le întreabă: dar tu ai o lucrare așa de bună aici, de ce vrei să te duci acolo? Și el spunea că chiar dacă ar fi să moară sau chiar dacă ar fi să trăiască, el vrea să împlinească voia lui Dumnezeu. Și a împlinit-o, s-a dus pe insulele acelea și a vestit Evanghelia până la bătrâneze. Toți canibalii de acolo, 5.000 de persoane s-au pocăit. Pentru că atunci când îl lași pe Dumnezeu să te călăuzească, lucruri mari se întâmplă. Ne aducem aminte de Iona, care n-a vrut să asculte de glasul lui Dumnezeu.
merge într-o cu totul altă direcție. Și apoi când ajunge în cetatea Ninive, el spune despre oamenii din cetatea aceea, că sunt răi și că nu se vor pocăi. Și de aceea a plecat înspre Tars. Dar când ajunge acolo și vestește Evanghelia, surpriză, Dumnezeu lucrează și se pocăiesc în Saf și în cenușă. Pentru că atunci când împlinești voia lui Dumnezeu, lucruri mari se întâmplă în jurul tău. Cântăm o cântare noi și în prima strofă se vorbește despre dezastrul din Israel. Altarele tale, Doamne, sunt dărâmate, poporul e rob și jertfele sunt curmate. Poporul evreu nu ascultase de Dumnezeu, se depărtase spre idolii lor, îi îmbrățișaseră și uitaseră de Dumnezeu. Și atunci și Dumnezeu s-a depărtat de ei. Poporul ajunge rob și atât de multă tristețe. Și apoi în refren, poetul se gândește că Dumnezeu e acela care vorbește și spune: caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să mă arăt că lui Avram prima oară. Și voia mea să nu-i separă o povară. Voia lui Dumnezeu să nu-i separă o povară. S-ar putea să ne coste, dar voia lui să nu-i separă o povară. Dacă vrem cu adevărat să fim călăuziți de Dumnezeu, voia lui să nu-i separă o povară. În continuare, în textul de astăzi, e ghicitoarea aceasta și nu vreau să comentez mult despre activitatea ei. Cu siguranță spunea lucruri ambigue acelor oameni care o ascultau. Și e interesant că oamenii aceștia o ascultă când această femeie le ghicea viitorul. Dar când această femeie strigă că apostolii erau trimiși de Dumnezeu, nimeni nu mai ascultă. Și apoi îi iau pe apostol și îi trimit în scrisoare. Nu e interesant cum suntem gata să credem niște lucruri dacă sunt din partea celui rău, iar când vine vorba să ascultăm ceva de la Dumnezeu, ne retragem. De ce se supără Pavel? Trec câteva zile și femeia aceasta continuă lucrarea aceasta, să vestească că apostolii erau trimiși de la Dumnezeu. Și dacă dăm în Marcu, la capitolul 1, la versetul 24, vedem cum Domnul Iisus intră în Capernaum. Și acolo era un duh care spunea, la fel mărturisea, că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Nu știu cine ești. E Sfântul lui Dumnezeu. Și apoi la versetul 34, el a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea, a scos mulți dragi și nu lăsa pe dragi să vorbească pentru că îl cunoșteau. Domnul Iisus și apostolii nu sunt gata să amestece lumina cu întunericul, să lase ca întunericul să vorbească despre lumină. Doar vestitorii aceștia, doar apostolii trebuiau să vestească Evanghelia. Cu alte cuvinte, putem spune că apostolii nu au făcut un compromis. Dacă ne gândim la viețile noastre, de atât de multe ori vedem pe tărâmul bisericii compromisul care se fac. În viața personală, compromisul care se fac. Încercăm să impunem lui Dumnezeu să compare standardele sale. În loc să lăsăm să-și manifeste toată puterea viețile noastre. E o poezie care spune: nu vreau să las în urmă voi murdare, întinăciune, certuri sau mărturii stricate. Nu vreau să fiu un blestemat și apare, din lași, din preamplute, de păcate. De ce să lăsăm compromisul să ne strice relația cu Dumnezeu? Pentru că un păcat mic poate să aducă stricăciuni mari din inimile noastre. Ne uităm la viața lui Solomon. Acest om al lui Dumnezeu a fost fiul lui David, omul după inima lui Dumnezeu. Ai fi spus că o să ajungă cel puțin la fel de sfânt ca
ca David, că va fi cel puțin la fel de plăcut înaintea lui Dumnezeu, ca și tatăl său. Dar nu a fost așa. La începutul vieții sale a venit, nu avea bogății, nu făcuse compromisuri, era drept, era unsul lui Dumnezeu. Și apoi, încetul cu încetul, ne aducem aminte că a luat-o pe fata lui Faraon. A luat-o pe fata lui Faraon și a dus-o cetatea lui David. Și dacă știm cuvântul, vom descoperi că Dumnezeu interzisese aceasta, fără soții din alte popoare. Pentru că aceste soții vă vor întoarce inima de la Dumnezeu înspre idolilor. Și Solomon a făcut acest mic compromis și încetul cu încetul viața lui se strică. Iar la sfârșitul vieții putem căuta în 1 Împărați 11. Vedem că Dumnezeu spune despre el că și-a plecat inima spre idoli, și-a plecat inima spre Dumnezeii soțiilor lui. Și n-a mai fost același. Pentru că a lăsat un compromis mic și fata lui Faraon poate să fie orice păcat din viața noastră care îl lăsăm să stea acolo. Orice compromis pe care îl lăsăm în viața noastră să ne pătrundă, în loc să fim cu totul predați în slujba lui Dumnezeu. În loc să ascultăm întru totul pe el, lăsăm aceste păcate mici în viețile noastre care distrug atât de mult viața noastră. Și această poezie despre care vă spuneam se încheie: nu vreau, dar vreau pe veștere, Stăpâne, să lumineze a mea făptură și să-mi dai un duh ce se închină doar ție și se unește cu Tatăl cel din Rai. O inimă care să fie predată cu totul în slujba Lui. Ioan 17:3 spune că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Să fim cu totul predați în slujba lui Dumnezeu. Nimic să nu pătrundă în viața noastră, nimic, niciun compromis să nu intre în inimile noastre, să nu stricăm această relație dintre mine și Dumnezeul meu, această părtășie atât de frumoasă. Aș încheia spunând că mă rog pentru fiecare dintre noi, ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și să nu ne lase să acceptăm compromisul, să nu ne lase să acceptăm păcatele în viața noastră, ci să ascultăm întru totul de El, fiind cu adevărat călăuziți de Duhul Sfânt, pentru ca viețile noastre să se îndrepte înspre El. Amin.